Cezara! Tu ești țicnită! Nu înțelegi că eu văd un motan roșu? Un motan roșu fascinat de mâțele de pe gard. Și miorlăie! Doamne, cum mai miorlăie! Eu cred că el vede tot părculețul plin de mâțe. Și aud totul fără să-mi spună nimeni nimic. Spun doar ce se întâmplă. Ce zici? Poftim? Ți-am spus eu ție la Iud că vreau să mă confund cu conștiința? Nu-mi amintesc. Ia uite! Motanul roșu a dispărut. Doamne, da, stau și privesc pe fereastră ca și cum aș fi în altă lume. E ca o capcană întinsă de lumea de dincolo. Blocul nostru e construit pe o insulă, în mijlocul lacului de acumulare. Construcție fantastică. Uneori, seara, vara în amurg, parcă te afli la porțile raiului. Un pas și ești dincolo. Unii chiar fac pasul ăsta, grăbiți să ajungă în rai. Sună? Sună cineva? Cine să fie? Cine sună? Poftiți, doamnă, poftiți, sunteți de la lumină, de la electrica, nu-i așa? Mie mi se spune intră, nu poftiți. Atunci intră! Intră sau ieși fără poftiți. Auziți? Tocmai sunam la dumneavoastră la ușă, când... Hai, spune-mi tu. Stai să văd dacă îmi convine mie să-mi spuneți tu. Tocmai sunam la dumneavoastră la ușă când am auzit ceva căzând în apă. Sacul de nylon al lui Ionescu de la 11. Nesimțitul! Așa și aruncă ăsta gunoiul. Îl pune într-un sac de plastic și îl aruncă în mijlocul lacului de acumulare. Nu că nu era sac. Era ceva care venea din cer așa ca o parașută. Ăsta e Vasilache de la 15. El se lansează cu parașuta de pe acoperișul blocului. El are astăzi zi de parașutism. Urmăriți pe cineva? Sunteți de la... Nu, dar voiam să văd și eu motanul ăla roșcovan. Pentru că nu se poate ca un motan să fie perfect roșu. Ai tras cu urechea când vorbeam cu Cezara. Scumpă doamnă, văd că vă ocupați mai mult de mățe, de gunoaie, de parașute, de Ionescu, de Cezara, de mine. Și de ce, mă rog, oare nu pentru a uita cu totul de dumneavoastră? Nu! Eu unde mă schimb? Mă mai țineți mult cu sacoșa asta în mână? Nu te țin, poți să pleci. Cum să plec? Eu n-am făcut atâta drum ca să plec. Eu am venit aici să muncesc. Asta e bună. Cezara? Cezara? Cezara nu e aici. Cum nu e aici? Dar nu vorbeați cu ea? Vorbeam ca și cum aș fi vorbit cu Cezara. Aha. Pe ea o tutuiești? De ce râzi? Scumpă doamnă, îmi place când pui întrebări tâmpite. Așa făcea și o târfuliță din tinerețea mea.
bună dimineața! Astăzi ce facem? Spălăm, călcăm, gătim, rănim? Ce-mi dai să mănânc la prânz? Iar varză? Ce? Nu-ți place? Nu, fără carne nu. Carne face rău, scrie și în ziare. Aia de scriu la ziare, mănâncă fleci la grătar, să aibă putere să scrie cum să mâncăm noi paie și boabe de grâu încolțite. De ce nu mănâncă ei paie sau măcar tărâțile alea pe care ni le recomandă nouă? Eu vreau carne. Cu oricine. Cine? Cine știu eu. Ieri la doamna doctor Bora a mâncat morun? Normal. Pentru că doctorii primesc bacșiș și sub formă de morun. Îți dă pe o zi de lucru. Și ce? Dă că dolare de unde? Ce? Dă de la ea? Eu nu primesc de la nimeni bacșiș. Eu lucrez pe tarif fix. Îți dă mai mult decât îți dau eu. Da, pentru că tovarășa Marta, eu cu ea nu fac conversație. Ție cer mai puțin, pentru că te ascult, pentru că mi te spovedești. Adică tu ești duhovnicul meu. Neaca, te-ai supărat acum. Da, fiindcă ești obraznică. Foarte bine, atunci nu mai vin joia elaltă la tine. Fiindcă ai unde să te duci, la spălat rufe, la călcat? Am slava Domnului. Normal, pentru că lumea s-a burghezit. Nu mai spală singură, nu mai calcă singură. Și tu te-ai îmburghezit. Hai! Sus! No. Sus! Ia-mă ușurel, bătrână! Sus! Ușurel, mă, mă! Te-ai făcut că t-o balenă! Bătrână! Au, ușurel, eram să cad! Domnule, nu știu. Îți dă morun la grătar! Domnule, nu știu, ține picioarele sus. Sus! Sus. Eu fac aceeași muncă peste tot. La burghești, la comuniști, la oricine mă plătește. Rău faci. Nu mai spune eu ce-a făcut țuruaica. Nu mai spune. Păi dacă nu muncesc, n-am ce mânca. Eu n-am pensie ca tine. Pentru că n-ai muncit niciodată la stat. De asta n-ai tu, doar ai sugărit. Pardon, am muncit. Am clientele veche, oameni, Ce? Ei sunt clienții tăi? Tu ești clienta lor. M-aș mira. De obicei nu ei mă dau afară pe mine. Eu îi părăsesc. Ei sunt clienții mei. Ce? Tu nu ești clienta mea? Da, pe tine nu te las, că ești singură și bătrână. Au trecut ani, Marta. Te rog mult să nu mă tutuiești. Sunt o femeie bătrână, dar nu sunt o babă proastă. Pardon, babă nu sunt nici eu. Mă poate încerca orice bărbat. Să te încerce? La ce, bă? La dracu. Crezi că mănânc vreodată varză fără carne? Ce te închin? Doar nu crezi în Dumnezeu. Nu cred? Îți filează o lampă. Îmi spui tu mie să nu te tutuiesc. Dar ce, eu am vrut să te tutuiesc cu coană. Tovarășă. Mă rog, tovarășă, cu coană. Eu am vrut să bem brudăr și nu tu ai zis să ne tutuim după ce te-am scos din Dunăre? Opa, opa, opa. Ia te uite. Două japițe se plimbă pe jos și se uită la fereastra asta. Poate vin să te pețească. Auzi? Dacă ar fi una singură, ar putea fi moartea. Dar sunt două. Nu, tu ai vrut să bem brudărșaft de braț? Eu am zis. Bine, dacă nu vrei, îți spun cum îți place. Doamnă, tovarăș, domnișoară, oricum. Ca să spun eu ție, doamnă, contesă. Râs ca proasta. Contesina, mă respect.
Oho, contesina de la Coloraci din deal. Eu în munca mea sunt o contesă. Lucrez curat, nu duc vorba din casă în casă, nu beau pălincă, nu sunt țață, nu mă culc cu bărbații sau copiii clienților mele, nu sunt o târfă, sunt o doamnă. Alentată, coruptă, asta ești. Să-ți dea atâta bănet pe zi. Păi, măi, atâta nu primește niciunul care a terminat universitatea. De ce nu primește? Din cauza mea? Ce? Eu trebuie să-l plătesc? Ei, drăcia dracului. Mă scot din sărite nevestirea asta de doctor. Greșești. Eu am pentru toată lumea aceleași prețuri, indiferent de rasă, de naționalitate, de... pentru că eu sunt o capitalistă. Capitalistă? Tu? Tu care n-ai citit nici măcar Capitalul. Nu l-am citit. Și? De ce nu l-ai citit? Pentru că n-am avut timp. Dar ce, dacă nu citești, nu ești om? Vai de capul tău, secolul 20, fără o bucurie intelectuală, o brută. Pardon, ziarele le citesc. Când îl citesc pe porcul ăla care ne zice să mâncăm tărâțe, mă apuc așa o mare bucurie intelectuală. Capitalistă, hai! Tu n-ai fost bogată niciodată. Ehe, tata. Ce, era conte? Dacă era măcar moșier, te învăța franțuzește, ca da. Pe Cezara. Ascultă, bă. Ne. Parle franțe. Ce vrei, domnule, ce vrei? Știi franțuzește? Știi, Cezara, dar de bogați am fost. Da, și ce avere aveați voi? Aveam. Mai arată-mi tu mie acum un cioban care are 300 de oi, că-l mănânc. Și 50 de gâște și ce înțelegi tu? Gata, s-a terminat. Nu ne mai putem întoarce înapoi la ogrăzile particulare. Prelucrează-mă. Nu se mai rentează, bă. S-ar mai renta. Dacă s-ar renta, atunci țăranii, de ce nu mai vor să rămână la țară? Pentru că s-au scârbit de muncă. Tu i-ai făcut să se scârbească. Eu? Tu și cu ai tăi. Eu și cu ai mei. Da, pentru că și ție ți-e scârbă de muncă. Ți-ai silă să-ți speli și chiloții de pe tine. Și cea șafă în care te-ai culcat. Vai, nerușinată, ce spui? Nerușinată ce ești? După atâta activitate, am și eu dreptul să mă odihnesc. Sunt bătrână. Și eu sunt bătrână, dar n-am pensie. Ce? Din pricina mea n-ai pensie? Nu, din pricina mea, pentru că sunt tot împită, care n-a citit nici metalul. Capitalul. Tot aia e. Contesina. Da, pentru că n-am scârbă de muncă. Și crezi în Dumnezeu. Ei, uite, eu nu cred în Dumnezeu. Și uite ce ai ajuns. Cine o fi? Dacă o fi moartea, cum zici că te cheamă? Sparta? Marta. Schimbă-ți numele, că altfel nu mai vin la tine. Mi l-a mai schimbat odată. Ăsta e nume de sfântă. Câte muieri am cunoscut eu cu numele ăsta de sfântă, toate erau niște excroace. Târfe. Târfe? Ar fi vrut ele. Dar nici târfe nu erau de soi. Mai luau la ronțăit așa câte un bărbătuș, dar lăsau repede. Una Marta din Dorohoi. Ce-i cu ea? Mi-a șutit bărbatul. Nu cred că a fost chiar așa. Nu mă interesează ce crezi tu. N-am să o uit niciodată. Ba, ai să o uiți. Că și uitarea e scrisă în legile omenești. Ascultă-mă, dacă te-ai întâlnit cu ea pe stradă, ce-i face? Te-ai mâncat nasul? Ai strânge-o pe gât, de gât? Da. No, nu i-ai face nimic. Pentru că dragostea, ca și ura din tinerețe, se stinge.
călca lat, ca o rață. Așa îi spuneam, rața. Mă, deschid să nu intre careva curat, murdar pe picioare, că eu am făcut curat. Curat și bine aranjat, faci din colibă un palat. Ai, nu, nu, că nu-i colibă, e un apartament a întâia. Cu vedere la Dunăre, cu... Doamne, e așa de bine aici la tine, că parcă-ți vine să crezi că n-o dai asta. Nimeni nu mai poate muri niciodată, ca în basme. Nu mai sună. S-a adus. Da, tovarășa rață. Ce spui? N-are importanță. Nu ești tu rața aia. Mi-a luat bărbatul și m-a lăsat cu copiii. Era înalt, ușor adus de spate din cauza mușchilor. Mă, deschid să văd cine dracu e. A, nu e dracu, e Cezara. Ei, nu spune. Vine Cezara? Vine, ce bine Cezara. Că vine. Surdelor și oarbelor, sunt 100 de ani și voi nimic. Vedeți în cărți? Dormiți? Dădeam cu aspiratorul. Prostii, surde, puteam să trag și cu tonul și n-auzeați. Dar ce ești așa de furioasă? Ne mută! Cine? Ne ia locul de veci. Ce loc? Ne dau afară din cimitir, fac blocuri. De 2 săptămâni nu s-a mai mormântat un om în cimitirul părinților mei, că trec cu buldozerele peste cruci. Și o să vină ai tăi Marta, să spună luați-vă oasele și plecați. Dar unde să plec eu cu oasele alor mei? Că nu mă lasă oamenii tăi să plec cu oasele lor în altă țară. Dar de ce oamenii mei? Așa, n-ai, domnule, o tărie, ceva rece, un șpriț. Bine, bine. Că ar trebui să-mi iau oasele și să ne luăm oasele și să plecăm să lăsăm țara asta goală de oameni. Mersi. Oh. Oh. Obrajii mei, înspăimântați și înroșiți de vânt. Dar cine te-a înspăimântat așa? Ăia descoteau morții cu buldozele din cimitir? Aveați ca vouă de familie? Din secolul XIV. Doamne, că repede se mai urcă băutura la cap. Din secolul XIV, inculto, sunt rădăcinile neamului meu. Mă uit eu la 2 capre ca voi. Oh, mi-am uitat farfuriile întrebate. Du-te și le ia. Pardon, azi lucrez pentru Sparta, ea mă plătește. Asta e situația. Omul și realitatea. Acest și e un dezastru. Ieri îmi puneam rochiță roșie să mă duc la înviere. Azi îmi pun izmene de molton să nu mă doare oasele. Unde-i timpul? Când au trecut toate? Te rog, te rog să nu plângi și să nu mă întrebi unde-i timpul, că nu știu. O, te întreb. Dar joia trecută m-ai întrebat. M-au mai speriat și niște fetișcane când Magda, pe care le-am zărit în fața ușii tale. Dar ce făceau? Trâncăneau, glumeau, căci că dacă hoașca nu o să stea drepți. Hoașca? Care e hoașca? Care-i hoașcă? Nu știu. Și când m-am întors, pe fetișcane le-am întâlnit lângă trabantul meu. Jucau șotron. Ce făceau? Jucau șotron. A, șotron. Da. Ziceau că vor să se amuze puțin cu băbuța. Să glumească. Le-am spus eu. Mă, fetelor, mă, faceți glume proaste, mă. Dacă glumele astea ascund în ele ceva tainică, mă, mi-au râs în nas. Am vrut eu să le zic. Mă, caprelor, mă, caprelor, mă, ce-ați trăit voi, mă? Ați
Întemeiat voi vreo cetate sau vreo lume? Nimic! Nimic! N-ați îndurat nici frigul, nici foamea, nici depărtările, nici depărtările! Ce aventură umană la voi! Ce ați trăit voi amărâtelor! Așa ai făcut și joia trecută. Te-ai pus pe plâns și m-ai întrebat dacă am fost până la capătul lumii. Pentru mine capătul lumii a fost Dunărea, ea e granița. E începutul. Și le-am zis eu, caprelor, mă, caprelor, mă, iar vă întrebați zidit voi vreo cetate? Ați întemeiat voi vreo lume? Nici măcar n-ați născut un copil, capreserpe, pe ce sunteți voi? Adevărul e că nici eu n-am zidit vreo cetate, deși cu ochii mei frumoși. Ce, nu sunt? M-a pictat un pictor ca șuba. Pe altarul unei mănăstiri l-a pictat pe Dumnezeu cu ochii mei și mi-a zis că ochii mei sunt aidoma ochilor lui Dumnezeu. Dar gura, mă, dinții! Lasă-mă, a fost frumoasă ea. Păi, Cezara, tu tot nu vrei să crezi în lupta de clasă? Scârți! Și tot mai crezi că din pricina frumuseții tale ai pățit tot ce ai pățit? Nu, drăguța mea, tragedia ta e tragedia lumii tale, boierești. Și Dumnezeul vostru, Dumnezeul tău, te-a lăsat, te-a părăsit ca pe un pom neroditor. Să te usuci singură, fără urmași, fără dragoste, fără... Criminalo! Tu, voi m-ați adus acolo unde sunt acum. Eu la 7 ani învățam valsul la Viena. Află că pictorul de biserici a spus că părul meu e aidoma părului lui Dumnezeu. Și carnea ta e sfântă. Da, da. Cezara, dragă. Cezara, nu mai bea, draga. Știu că în tinerețe erai superbă, pe malul Dunării, la ștrand, toți derbedeii întorceau capul după tine. Dar, draga mea, totul s-a dus. Nu sunt draga ta! Ete! Iartă-mă! Chipul meu era ca lui Dumnezeu. Și gura superbă ca a lui și sângele era al perfecțiunii. Și ce-am ajuns? Și de ce m-am vinuit tu pe mine, de păcate, a? De ce? De ce m-ai băgat tu pe mine la pușcărie? Să-mi spui de ce? Răspunsul e unul singur. Ia! Ia e diavolul! Și Dumnezeu a vrut să plătesc cu tinerețea mea, cu frumusețea mea, înfrângerea diavolului de pe acest pământ! Trebuie să te eliberezi de tine însuți, a spus psihanalistul Iuliu Berbece. Să spui în gura mare tot ce crezi. Tot ce ți se năzare? Da. Și să spargi farfurii? Da. Da. Mă duc să-mi aduc farfuriile din Trabant. Să spui tot ce ai în cap? Eu n-am nimic în cap. Ai dorințe, ai visuri, golește tot ce ai în căpățână. Ce mai ia în căpățână? De ce mai are ea în căpățână? Ce? Un creieraș mic de bibilică. Bancuristo, vrei să ne faci să râdem ca să uităm cum ne uscăm ca niște urzici vara? Cântecele cocoșilor de peste Dunăre.
Ei începeau să cânte după ce încep cu serai noștri. Și parcă nu mai isprăveau. Cucurigu, cucurigu. Hai să nu-mi spui acum că la tine în sat amurgul venea roșiatic din Serbia. Păi așa venea. Hai, scutește-mă cu coană cu amintirile tale despre sat. Am avut eu o proastă de cunoștință acum 5.000 de ani. Mă năucise cu nuci și duzi din Serbia unde apunea soarele. O să râzi, dar în toată copilăria mea soarele apunea între nucii și duzii Serbiei. Priveam pe malul celălalt și, nu știu, nucii mi se păreau mai verzi, oamenii altfel, porumbul mai galben. Și mă, fetelor, mă, când mă spălam dimineața pe ochi în Dunăre, pe malul celălalt nucii parcă se înverzeau, plopii se înălțau până la cer. Și o căsuță de piatră, un clopot, o biserică, un țărm pe care mi se părea că în vecii vecilor n-am să-l ating. Exact ca proasta mea, că n-o să atingă țărmul ălalt. Și într-o zi a venit acolo un om înnotând. Un om din altă lume. Copil care nu știa legile. Nu le lua în seamă. Și proasta mea s-a măritat cu el. Și apoi l-am mormântat în pământul nostru. Ce spui? Suntem una sârba, ca pământul și apa. Și turturelele și gugușciucii treceau Dunărea în zbor și graurii veneau să ciugulească boabe de grâu de pe miriștele sârbești și rândunicile. Mamă, ce-aș fi vrut să fiu o rândunică, să trec Dunărea în zbor, să ating apa, să ating țărmul ăla visat. Ce ți-ai zis, copilul? A zis că a venit să vadă cum răsare soarele la noi în țară. Pentru el soarele răsărea în România, ca într-o poveste. Și copilul a crescut, s-a lungit, s-a făcut subțire ca un mesteacăn. Seara, aș fi vrut să fiu umbra mesteacănului subțire. La ce te uiți? La berze, privește-le. Mai bine uite-te la Marta să-ți treacă divisare. S-a ajuns, e bogat. Are un apartament țâță de mâță. Vecinii din bloc își scot pălăria și o salută cu bonjour, tovarășa Marta. Da, da. Mă, fetelor, mă, dau ursita roade, 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 roade. Pregătim cucu din cea să spună gata. Fus! Ia uite, berzele, se pregătesc de plecare și nu pleacă. Mai vor să rămână. Marto, Sparto, ce ai? Ce te doare? Mă doare. Mă doare Dunărea. Alo, doctore, auzi că doare Dunărea. Doctorul întreabă ce altceva te mai doare. Nu-i destul. Nu plece. Nu plece. Ce mă duc să mai aduc farfuriile din Trabant să te vinde cu ele. Nu plânge! Ah. Mă, fetelor, mă, ce-a fost vremea berzelor, mă? Ce-a fost vremea pe care am petrecut-o noi aici, pe malul Dunării, pe această planetă, mă?
singură sârba pe acest țărm nebun. Pierzându-te pe tine, am pierdut tot ce mi-a mai rămas. Zilele și nopțile nu sunt decât orbire, durere nouase. Și teama și nicio speranță. Nicio speranță, nici măcar speranța de a crăpa mai repede și de a termina odată cu chinul ăsta insuportabil care este viața mea. Ai lăsat în urma ta, pe malul Dunării, un șir de plopi. Dar aceștia sunt cu soț. Adesea ies noaptea și mă plimb printre ei. Doar ai să revii. Dar tu ești dus departe, într-o lume albă, într-o țară plină de zăpadă. Și Dunărea, și Dunărea asta, care curge și curge și cară cu ea tot mânul eșecurilor noastre. Îl chema Sârba pe sârbul meu, Adam Sârba. Ce mușchi avea, gura lui, dinții lui, făcuse box și s-a dus. A intrat în pământ. N-a mai rămas din el decât fotografia. Din oasele lui, din carnea lui, din sângele lui n-a mai rămas nimic. Din bărbatul meu n-a mai rămas nimic, nici măcar un grăunte de nisip. A pierit cu luntre, cu tot, într-o noapte pe Dunăre. Dumnezeu m-a părăsit. M-a părăsit ca să-l poată înfrânge pe curvarul de Sârba și astfel să te poată nimici pe tine, diavole, să poată zdrobi împărăția adusă de tine, Marto, Sparto! Dacă o fi moartea, să-i deschid? Mamă, ce de farfurii mai ai! Să-mi ajung! Dar ce-i cu voi, caprela? Nimic! Ce ai, domnule? Ce ai? Nimica, domnule, nimica! Ce-a trebuit un Rembrandt să te pictezi? Nu, bătrânețe! Babe! Bătrânii! Te-amintești? Se scălda în Dunăre, când a luat-o valurile. Și tu ai scos-o din apă, ai salvat-o de la nec, astfel că fapta ta omenească e egală cu fapta lui Dumnezeu de a da viață. Ce mă privești așa ca pe o proastă? Atunci ai fost egală lui Dumnezeu. Cu cine ai mai băut tu iar vin? Cu două căpre, lângă Trabant. Ele m-au înviat. Nu vreți să serviți o gură de recaș negru? Cum să nu am zis eu? Dacă era o travă. Dar de ce să omoare o ruină a naturii? Orbirea orgolioasă nu-i lasă pe oameni să-și pună frâne. Pasiuni, credințe, fanatism îi îndeamnă până la moarte și împing. Da, afară! Cântă păsărelele tu! Bye-bye.
asta sunt, ca și voi două. Povestea unor babe care se sfârșesc pe malul Dunării. Dansați? Ba dansați! Otrăvite sau spindecate cu atrocitate, mai frate, când ele sunt gata moarte, bătute de soarte, ca la carte. Mă doare fruntea, de la o ureche la alta, la un centimetru deasupra sprâncenelor. Ești beată! Taci! Sunt neputincioasă, dacă am fost în stare să mă amețesc din două guri de vin. Două guri, pe dracu! Lume, lume! Povestea ne arată tragedia înfrângerii noastre. Povestea unor babe care se sfârșesc pe malul Dunării. Oh! Ai încărunțit și Marta a încărunțit. Dunăre și durere pentru o babă cu mințile răvășite se potrivește de minune. De tine vorbeam, Marto. Ai o simțire nesimțită. Crezi că baba asta mai are puterea să simtă durerea Dunării, așa cum simțea strălucirea lunii? După ce o salvase de la nec, după ce îți luase bărbatul, vezi că-i trist, așa cum își plânge. Plânge pentru că simte măgăria pe care ți-a făcut-o. Da, da, de ce plângi tu, Marta? De ce plângi? Tinde și ea să fie materie, mâine, apă, curgere la vale, Dunăre, amurguri, caprele în amurg. Și acum, nebunele, coaștele. Ce faci? Ce faci? Ai nebunit? Grecii n-au nebunit. Dar ce avem noi cu grecii? N-au nebuni pentru că au farfurii. Când li se suie sângele la cap, sparg farfurii. Și eu mi-am adus 10 chile să mă defulez. La dracu! Pentru o înjurătură o farfurie! Pentru o insultă o farfurie! Pentru o crimă alta! Pentru durerea lumii! Restul! Ia uite, cum se învârte asupra blocului și peste Dunăre. Parcă nu vor să-și uite cuiburile. Berzele. Berzele care aduc copii. Berzele, mame. Berzele. Berzele. Născătoare de Dumnezeu. Nu râde. Nu râde, fato. Ele sunt mai aproape de el. Care e el? Îl de sus,
El le vede, le numără și ele știu în zborul lor care ar să se întoarcă aici când o da firul ierbii. Numai noi nu mai știm nimic, nu vedem nimic, ne-am depărtat de el. Suntem surde cu ale noastre, cu bârțel, cu gătitul, cu farfuriile, cu... Mă, ce viață împuțită! Te revolți împotriva ei? Ia cântă tu, deșteaptă-te, române! Împuțită e monotonia singurătății, nu viața. Singure, uitate, condamnate, executate. De cine? De pârțagurile iernii, ale puterii, de capriciile cerului, ale cerului. Dar deocamdată moartea a fost amânată, pentru că n-ai avut tu șoriceaică să-mi pui în cafea. Șoriceaică am, cafea n-am. Dar oricum ești dusă cu pluta. Nu sunt dusă cu pluta. Și? Vrei să mă arunci pe fereastră pentru sârba? Deocamdată, aici, la etajul 7, apartamentul 7, nu se întâmplă nimic. Mai adu jurnalele? Du-te și ți-le ia, că nu scad picioarele. Nu vrea să intre. Cine să intre? Piciorușul înghetuță. Vorbește cu piciorul. Nu vrea. Ia mai bine ziarul și citește cu el. Da. Vorbește cu el. Ieri ai vorbit cu usturoiul. Să te mănânc, să nu te mănânc. Bă, fato, tu trebuie să scapi de suferința asta că te doare Dunărea. Dar eu sunt Dunărea. E, atunci altceva. Hai să citim. Noi habar n-avem de tragica poveste a curgerii timpului, ca și când ar curge Dunărea. Un fluviu fundamental de pe malurile căruia răsare soarele, celălalt mal dispare soarele. Asta se știe. În care apare și dispare ca o batistă. O batistă în Dunăre. Cine? Auzi, bă. Ce ai avut amanți? Ce-mi văd ochii, o reacționară cu pălărie roșie, ce Zara! Bă, dar bărbatul tău a avut amante? Dar ce m-ai întrebat? Am vrut să te întreb. Da, uite că vine bobolnița asta. Tu nu te uiți în oglindă, scorpie! Așa-ți primești tu musafirii? Nu te-am invitat azi. M-a invitat ieri. Azi m-a invitat pe mine, că e zi de curățenie. Bucătărie, chifteluțe. Este. Ascultă-mă, bărbatul tău a avut amante? Una. Cine? Crăb de curioasă ce ești. Cine, bă? Tu! Dar după ce te-a părăsit, am fiert cu sodă cearșafurile și am văruit toate odăile ca după holeră. Și cu patul ce-ai făcut? L-am dat de pămană la țigani. Păcat! Era un pat tare ca fierul. De ce n-ai păstrat patul? Asta-i bună. Să văd toată viața cum a stat în el zgripțuroaica. Geloasă pe frijita asta? Da, nu de ea mi-era mie, de bărbatul meu mi-era. Dar pe el nu l-ai dat de pomană la țigăni. Te-ai aranjat bine aici, tovarășa Marta. Văd că ți-ai adus și dulapul cu farfurii. Să nu cumva.
să nu cumva... Lasă. Vezi? Că aude Chioara. Când e vorba de farfurile ei, nu-ți fie teamă. N-o sparg. Azi sunt calmă și sătulă. Te-ai aranjat bine aici, tovarășa Marta. E vorba de un temeiere, mă, ca despre întemeierea unei patrii. Un culcuș, un pituluș. O experiență fundamentală, mă! Ce-mi spune asta? O, vorbește ea. Vinul. Ce spune vinul? Ceva despre facerea lumii aici, pe marginea bătrânului Danubiu. Zgârciobo! Și când vei crăpa, toate se vor spulbera, tra-la-la, tra-la-la. Tu vei rămâne în cimitir, un tărm plin de mir, sictir. E tare regajul, e atât de tare că văd cum fluviul nostru național despică spațiul și timpul. Da, și pe crăpătura aia apare dracu gol. Doamne, cum ne distrăm aici ca niște proaste și moartea poate râde la ușă. Bă, ascultă-vă. Să-mi spui tu mai bine acum de ce m-ai băgat tu pe mine la pușcărie? Iar încep să mă torturez? Din dragoste pentru partid? Sau din dragoste pentru el? Pentru Serioja Adamovici Catârnoghi Filipescu, român, rus, ungur, evreu, turc? A? De asta mi-ai făcut tu mie vânt în dubă? Pentru Serioja? Serioja a crăpat. Te tem de el și când e mort? Ochii ai tăi roșii de zgripțuroaică, trebuia să-l slujești ca să-l meriți și astfel să slujești țara. Dar vezi, Serioja nu era mulțumit de prestațiile matale, nici din cele din pat, nici din cele muzicale cu dubașii. Duba-duba? Nu, îl părăsisem pentru că mi-a luat orice bucurie. Îți luase bucuria de a te bucura când împingeai oamenii în dube. Ce? Din cauza lui Serioja ți-ai părăsit rudele și prietenii? Dai vina doar pe el? Nu da vina doar pe el. Voi toți sunteți vinovați că am ajuns unde am ajuns. Nu e adevărat. Ce nu e adevărat? Ești vinovată. Ești vinovată. N-ai luat-o tu pe contesina de la țară și ai pus-o cu degetele și cu limba pe tocătorul de lemni și jap? I-ai tăiat limba cu sapa? Pe Gavrilaș de la navale? Nu, tu l-ai pus cu limba pe calea ferată și jap i-ai tăiat limba cu secura? Pe Prodan de la electricitate? Nu, tu i-ai făcut limba chisăliță cu ciocanul? Hai că-ți filează o lampă, cocoană. Păi da, sigur. Cum spun că l-ai tăiat oamenilor limba, cum înfilează o lampă? Popor fără limbă și fără creier, asta ați vrut. Dar nu v-a ieșit jucărica cum ați vrut. Au tăiat și ție limba, nu? De ce, mama măsi, n-am fugit eu în Franța de voi? De tâmpită! Eu am făcut ca baciol tânăr și bogat din Miorița, care n-a fugit din fața ălora care au vrut să-l pelească. Ia te uită unde mi-era băcița. Ascultă, Mironosuțo, nu ți-ai luat tâlpășița din fața destinului, în fața istoriei, numai ca să faci rezistență anticomunistă? Nu, draga mea, fii serioasă. Auziți? Eu fac sau nu fac piftie? Asta e întrebarea. Fă, domne, fă piftie.
caragioasa și grandioasa tragedia Revoluției o trăim toate împreună. Și Dunărea își vede de drum și eu Danieta. Încetează. Drace, ce-mi văd ochii? Mărtuța, care cu duba-duba după aia te-a închetat și-o luat totul de la tine. Acum e a mai bună prietena ta. Abia aștept clipa când mărtuța o să spună că Serioja a silit-o să-ți farme degetele cu cleștile și tu să te minunezi la ce caz ne-a fost supusă mărtuța. Ce prietenie măreață! Tu! De ce scuipi, dragă? Ea n-a fost călău și eu n-am fost efectivă. Din moment ce vreau să bem un vin de recaș. Stai jos! Stai jos! Amintesc de preoții din închisori, Marta. În haine vărgate se plimbau în cerc prin curtea închisorii. În frunte cu mitropolitul, cel cu barbă albă, ca un moș Crăciun. Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci? Beau amarul până la fund. Îi enervau pe bătăuși cântând slujba de înviere. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând. Și bătăușii pocneau peste bărbile lor albe și ei cântau în continuare. Și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hai să mănânci o suplică, hai cu mine. Și preoții cu lacrimi de durere în ochi îi binecuvântau și spuneau, Domnul să vă aibă în paza sa, îi iertau pe călei. Și asta îi furiau cumplit, băi bătăuși. Credeau că sunt batjocoriți. M-am îmbătat. Văd năluci. Domnul să vă aibă în paza sa. Nu mai beau. Ierusalimul a fost distrus până în temelii și arat. Asta era obiceiul Romei. Și din vechea cetate n-a mai rămas decât un zid. Zidul plângerii. Și din tine, Marta, a rămas un zid la care singură plângi. Fă, auzi, fă! Bă, nu mă fă! Nu vezi că vrea să te alinte? Dacă ar vrea să-și bată joc de tine, ți-ar spune simplu. Comunistă! Și ce? Nu sunt? Ești comunistă și reacționară în același timp. Plătești cotizație, la ședințe aprobi totul, dar în casă stai cu pătura pe tine de frig și nu ești de acord cu nimic. Eu sunt de acord cu principiile. Păi nu mănânci principii! Și nu te încalzi cu principii și nu te încălzești la principii!
Până mai ieri, dădați vina pe trecutul blestemat. Astăzi ați ajuns voi la putere și ce ați făcut? Blocuri. Să mor de frig în ele. Șuroabe. Să mănânce ei șuroabe. Combinate de tablă. Încavați tabla de la daci. Reacționarul. Reacționar e regimul tău. Regimul nostru politic. Regimul vostru alimentar. Regimul vostru falimentar. Oh, mă mai bag eu în politică. M-am mai băgat și m-ați băgat voi la zdup. Acolo unde ți-ai pierdut frumusețea. Acolo unde mi-am pierdut dinții, nu frumusețea, bătută la fălci. Că și acum arăt ca o doamnă. Oh, o nenorocire, o nenorocire. Nu o tractoristă cu vizon ca tine. Ascultă, nu ne puteți omorî pe toți cu frigul și cu foamea. Rezistăm! Ce m-am amăsit? Romanii i-au găsit pe daci care dormeau în cojoc lângă oi, strămoșii noștri. O să dormim și noi la bloc, cu 7 pături, cum zice Bala. Dar de mâncat ce o să mâncăm? Pământ. Pământ! Am mai mâncat și n-am crăpat. Halim pământul țării, îl băgăm în burțile noastre, ca să nu mai aveți voi ce da la export. Nu exportăm pământ. Exportați și aerul pe care îl respirăm. Și norii și tot ce crește în pământ. Dar o să-l halim. Așa, să ne exporte și pe noi. Să nu mai aibă pe ce călca. Să nu mai aibă unde să fie înmormântați. Vă dăm la export morți, să vă îngroape în alte țări, să nu mai împuțiți cimitirile noastre. Tu, care ai organizat cândva greve, organizează și o grevă împotriva morții. Romanii, după ce au arat Ierusalimul, au bătut monezi cu boi înjugați la plug. Cine are urechi și pusi. Noi ne pupăm azi sau lăsăm pe mâine? Pa! Și pusi. Ozbe, ce-ar fi dacă n-am mai mâncat? Ce? Să nu mai mâncăm. O să te îmbolnăvești că și așa ești plină de boli. Nu, n-ai înțeles. Ce-ar fi să punem noi de o grevă? O grevă a foamei. O grevă a foamei a întregului popor. Să nu mai mănânce nimeni nimic. Să nu mai cumpere nimeni nimic. De pe stradă, de la piață, din magazine. Să nu mai cumpere nimic, nici făină, nici slănină, nici mălai, nici conserve, nici de pește, nici de carne, nimic. Să stăm flămânzi, ne mâncați zile întregi și să-i lăsăm pe ei să giftuiască, să giftuiască cât în cap în ei. Noi să stăm nemâncați, să se ducă buhul în toată lumea, în România, să moare de foame. Tu vorbești așa? Eu. Păi are dreptate, Cezara. Ești comunistă și reacționară în același timp. Sunt. Păi și atunci, de ce nu îi alungați cu pietre? De ce nu le strigați în față? Jos! Da, e imediat să dau jos. Și dacă o să crăpați voi de foame, o să plece ei de pe scaune. Treaba lor? Să rămână pe scaune cât vor, să înțepenească acolo, să prindă mucegai, să-și facă treburile între ei, să fure, să se aranjeze. Vor rămâne pe scaune, bă, dar cu cine, bă? Cine o să mai muncească? Cu cine? Vorbește, Iurea.
trei babe să dărâme un regim. Să-i pună dinamită la cur. N-o să vă urmeze nimeni, o să crăpați singură de foame. Ba unii ori să-și râdă și ori să zică, cu cuvelele, și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul. Și ori să moară de râs, n-o să vă facă nimeni statui. Trei babe eroine, au, și Cezara beată moartă întinsă pe jos în hol. Trei oaște proaste. Iar ne-am certat azi. N-au măsură. N-au măsură la băutură. Hai să nu ne mai prostim atâta. Hai să mâncăm ceva. Hai mă, fetelor. De atâția ani ne jucăm așa frumos. Și acum, și acum mereu ne supărăm. Hai să mâncăm. Avem de toate, de toate. Doamne, de atâția ani de zile și acum, uite, nu știm să ne mai jucăm, nu știm. Ne certăm într-una și râde lumea de noi, râde lumea. Acum nu o să ne mai spele nici Dunărea de rușine. Hai, vă rog frumos, hai, hai veniți la masă să mâncăm, să ne împăcăm, haideți, vă rog. Să mâncăm împreună, să ne împăcăm, avem de toate. Iar au plecat, iar au plecat și mă lasă singură. Eu nu mai pot să mai suport singurătatea, nu mai pot. Și Dunărea, fluviul de pe malurile căruia răsare și apune soarele, din care apare și dispare ca o batistă, o batistă în Dunăre. Eu sunt Dunărea.